Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei noi campanii, Educația și dezvoltarea socio-emoțională la copii. O campanie pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Vă așteaptă foarte multe cărți din colecția Parentaj a editurii Herald. Vorbim despre felul în care pregătim copiii din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere social pentru începutul de nou an școlar, despre felul în care are loc învățământul în această perioadă, se vehiculează tot felul de informații, că va rămâne online, că va fi offline, copiii vor merge câte o săptămână, alții câte 2 săptămâni, vor face cu schimbul. Și discutăm despre tot ceea ce înseamnă partea aceasta de nevoi socioemoționale, de interacțiune sau mai degrabă spus lipsa interacțiunii sociale a copiilor în cadrul acestui context. Faptul că cei mai mulți copii stând acasă stau mai mult în această, îi spunem, realitate virtuală, pe tabletă, pe telefon și interacționează mai puțin cu ceilalți copii. Vom vorbi și despre educație și despre alte forme alternative de educație la învățământul clasic. Sănătatea socială și emoțională are un impact major, am putea spune, asupra dezvoltării și educării copiilor. Studiile științifice deja confirmă legătura strânsă dintre sănătatea emoțională a copiilor și motivația acestora în procesul de învățare și adaptare socială. Astăzi vă vom prezenta și o carte, o recomandare de carte. Este vorba despre numai o secundă, este vorba despre cartea Educație fără constrângeri, să ne eliberăm copiii de presiunea performanței și să-i ajutăm să obțină succesul la școală și în viață, de Michael Thompson, în colecția Parentaj, așa cum v-am spus mai devreme, în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea emoțională la copii. Alături de noi este Iulia Feordeanu, psihoterapeut, instructor Aware Parenting, și vom începe această discuție referitor la temele sau la subiectele pe care le-am pomenit puțin mai devreme. Cum ne pregătim copiii din punct de vedere socio-emoțional pentru începutul de nou an școlar? Mulțumesc pentru invitație și pentru întrebare. Nu știu dacă e atât de mult rolul nostru să-i pregătim, că ei principiu ar trebui să fie pregătiți sau ar trebui să-și dorească să înceapă școala ca să se întâlnească cu colegilor. Dacă copiii nu își doresc să înceapă școala și să se vadă cu colegii, trebuie să ne punem întrebări de ce nu, ce anume se întâmplă acolo și nu le place. Iar în mod special în această perioadă, cred că este important să-i menajăm pe copii și să încercăm să nu le transmitem anxietatea noastră legată de situația pandemiei. Și copiii ar trebui să poată să participe la ore, indiferent în ce formă vor fi acestea, fără grija în plus a unei posibile infectări cu coronavirus sau ceva de genul acesta. Și așa au destule griji. Și am observat foarte mulți părinți care sunt neliniștiți din cauza începerii școlii. O parte, mulți neliniștiți de începerea școlii propriu-zise, adică de varianta în care copiii vor merge la școală ca și înainte. Alții sunt neliniștiți de situația în care copiii nu ar merge la școală și ar sta acasă online. E un moment bun să ne exersăm și noi reziliența și capacitatea de a face față necunoscutului și să-i ajutăm și pe copiii noștri să exerseze această abilitate. Ce putem face, ca să-ți dau și un răspuns concret, este să încercăm să celebrăm începerea școlii sau, mă rog, perioada asta dinainte de începerea școlii și să o transformăm într-un ritual plăcut, an de an, fie că povestim cu copiii întâmplări de la începerea anilor școlari sau de la începerea școlii din viața noastră, fie că mergem cu ei la cumpărături să-și aleagă penar, stilou, rechizite. Nu știu. E important să facem
activități plăcute care au legătură cu începerea școlii și nu să le spunem, las că vezi tu că începi școala și să vezi ce note mici o să iei sau să vezi că nu mai știi nimic la matematică, mai punem una pe carte și așa mai departe. Deci genul acesta de atitudini îngrijorate sau critice vis-a-vis de copii, sigur nu ajută. O atitudine pozitivă și relaxată și mai ales legat de situația actuală, o atitudine de deschidere față de necunoscut și încurajarea copiilor să experimenteze alături de noi această nouă situație, pentru că sigur avem resurse să îi facem față, doar că nu știm încă cum îi vom face față. Astea sunt niște mijloace care nu au cum să strice. Dacă ne gândim la ceea ce am spus puțin mai devreme, la variante, eu știu, alternative în ceea ce privește educația, variante alternative la învățământul clasic tradițional, s-a vehiculat în ultimele luni o altă variantă pe care, mă rog, au susținut-o unii părinți, faptul că nici varianta online nu este cea mai sănătoasă, varianta offline de a merge la școală, iarăși există un pericol din punct de vedere sanitar, medical. Și unii au avansat această idee pe care au practicat-o unii părinți chiar și înainte de începerea acestei pandemii, și anume varianta homeschooling. Ce părere ai? Despre homeschooling sau despre ce toate da, trei da. Variantele? Eu nu sunt expert în educație. Eu pot să spun doar din punct de vedere psihologic cam care ar fi dezavantajele homeschooling-ului. E adevărat că educația de masă, ca să fac o introducere, educația privește tuturor copiilor. E un fapt. E o soluție de compromis, să zicem așa, de a face educație la fel pentru toată lumea. Și, mă rog, scapă cine poate din acest sistem. În principiu, dacă nu ar fi atât de multe reforme și nu s-ar schimba toate principiile și programele școlare de la an la an, n-ar trebui să fie atât de distructivă această formă de educație în masă. Avantajul ei, în schimb, avantaj major, care este foarte mult scos în evidență și în cartea pe care o prezentăm astăzi, este că toți copiii care merg la școală, la sistemul de învățământ de masă, au ocazia să facă școala vieții acolo, să învețe să interacționeze cu alți copii, să se joace, să se certe, să se împace, să facă față unor conflicte, să învețe niște reguli. Sperăm că sunt reguli potrivite pentru fiecare vârstă și copiii sunt luați în calcul cu toate nevoile lor. Asta este ceea ce lipsește în cazul homeschooling-ului. Repet, dau mai mult cu părerea așa de la distanță, pentru că nu am experimentat acest sistem. Dacă ne gândim la felul cum erau educați nobilii acum 100, 200, 300, 500, 1000 și 2000 de ani, care aveau homeschooling, de fapt, erau luați pe rând de cât un maestru și li se spunea personalizat ce aveau nevoie să învețe și așa mai departe, sigur că este un sistem care a dat rezultate remarcabile. Dacă ne gândim, de exemplu, la Alexandru cel Mare sau, mă rog, e doar un exemplu care mi-a venit acum. Dar acești copii, în primul rând, că pe vremea respectivă nu exista un sistem de educație de masă și ei au beneficiat de niște instructori care erau cu adevărat maestri, adică, în afară că erau specialiști în domeniile pe care le transmiteau mai departe, aveau și o relație specială, emoțională. Asta contează foarte mult, într-adevăr. Indiferent că e homeschooling sau școală de masă, relația dintre profesor și copil schimbă foarte mult. Numai o secundă. Ce vreau să spun? În homeschooling, de multe ori, lipsește această oportunitate pentru copil să dezvolte relații cu alți copii de vârsta lui, relații pozitive și mai ales relații negative, pentru că avem nevoie și de dificultăți ca să ne putem șlefui anumite abilități de a relaționa în societate cu ceilalți. Altfel, este o opțiune, sigur, ca orice altă alegere are avantaje și dezavantaje. Nu știu
Nu știu Da, ce aș putea să spun mai mult. e mai mult, cred eu, o relație, cum spuneai tu foarte bine, ucenic-maestru. Fiecare avea, mai ales din marile personalități ale istoriei umanității, aveau câte un profesor, câte un dascăl pentru fiecare disciplină care se studia la vremea respectivă, că vorbim de acum 200 de ani sau 1000 de ani sau 2000 de ani. Dar, într-adevăr, chiar mă gândeam să subliniez ceea ce ai spus tu, faptul că lipsește sau lipsea interacțiunea cu ceilalți. Adică, oricât de buni profesori ai fi avut și cât de înțelepți ar fi fost acei maestri care te-au învățat, hai să ne gândim și zâmbim așa ușor în colțul gurii dacă am face un profil psihologic al lui Alexandru cel Mare. Ce am găsit acolo, nu vrem să știm, da? Apropo de ceea ce înseamnă interacțiunea și confruntarea cu anumite emoții și pozitive și negative. Deci, până la urmă, cred că interacțiunea este foarte importantă. E ca și cum, încerc să-mi imaginez acum, e ca și cum o persoană adultă ar fi lucrat toată viața de acasă. Da? Deci omul își face treaba foarte bine de acasă, dar nu are, îi lipsește de fapt interacțiunea cu ceilalți oameni, îi lipsesc anumite provocări de natură psihologică și atunci ai senzația câteodată că omul respectiv nu este un om complet. În momentul în care îl iei din casă și îl pui în comunitate, nu știi exact cum va reacționa. Bineînțeles că mai există și alte forme de învățământ, sunt foarte multe școli private care merg pe altă idee decât învățământul clasic, tradițional. Poate asta să fie, eu știu, o variantă în ceea ce privește educația viitorului. Nu știm exact. Eu sunt mai conservatoare de felul meu în viziune. Îmi place foarte mult cartea lui Michael Thompson. De fapt, toate cărțile lui Michael Thompson de la editura Herald îmi plac foarte mult și perspectiva lui și le recomand. Eu cred că și școlile private, până la urmă, sunt tot o formă a învățământului de masă și nu au cum să fie potrivite nici acelea pentru toată lumea. Din punctul meu de vedere, ca părinte, mai ales, mai mult decât ca specialist. Pe mine mă interesează la școală partea de interacțiune cu ceilalți copii și cu profesorii, bineînțeles că sunt alți adulți. Mă interesează mai puțin materiile și să învețe copilul meu materiile respective. Bineînțeles că îmi doresc să le învețe, adică nu mă deranjează că învață matematică, fizică și chimie și ce mai învață, dar sunt niște situații cumva abstracte, adică dacă stăm să ne gândim la felul cum au crescut generații de oameni, zeci de mii de ani de când oamenii sunt pe planetă, partea asta cu a sta în bănci și a face probleme abstracte de matematică, fizică și chimie e ceva relativ nou. Este necesar dintr-un punct de vedere, și aici sunt multe discuții, cât de necesar, când, în ce moment și câte teme să dăm, nu intrăm în detaliile astea, dar este oarecum un produs al civilizației moderne, forma asta de educație. Dar până acum oamenii au trăit și au ajuns la momentul prezent, au supraviețuit, făcând școala vieții, învățând lucrurile practice de acasă, să dea de mâncare la animale, să toace iarbă pentru animale, să facă de mâncare, să cultive pământul, să ducă vacile la păscuș și așa mai departe. Adică lucrurile practice, aspectele de zi cu zi mi se par foarte importante și eu mi le-aș dori mai prezente în viața copiilor noștri. Poate chiar și la școală, deși, pe de altă parte, eu sunt de acord că nu școala ne educă copiii neapărat. Pentru mine, școala este un mediu în care copilul meu își poate exersa, în primul rând, aceste aptitudini sociale. Să învețe să-și facă prieteni, e foarte important și Michael Thompson o spune de nenumărate ori, e foarte important pentru fiecare copil să aibă un prieten foarte bun. Și mai mulți, bineînțeles, dar unul singur, dacă are, este suficient, e o garanție că acel copil se va dezvolta bine în mediul lui. Deci școala, din punctul meu de vedere, e în primul rând locul unde copiii se întâlnesc și învață să aibă relații unii cu alții. Și învață să respecte niște reguli, într-adevăr. Cred că regulile sunt importante,
Cred că noi am fost niște elevi mult mai comozi pentru profesorii noștri, pentru că eram obișnuiți să respectăm reguli. Acum, pentru profesori, chiar e o provocare. Nu știu dacă ați predat. Eu am avut ocazia să predau din când în când unele lecții alternative la școli și cu unele clase este foarte dificil. Adică copiii se vede că nu-și doresc să fie acolo, nu sunt obișnuiți să asculte. Da. Da. Dar concluzia asta ar fi că beneficiul cel mai mare al școlii de masă este că acolo copiii merg și se întâlnesc unii cu alții și se cunosc și cunosc diferite tipologii, diferite situații și învață multe despre viață, despre viața socială. Cred că da, cel mai important lucru de fapt este interacțiunea socială a copiilor. Și aș mai face referire și la faptul că, pe lângă partea aceasta de interacțiune socială, copiii își pot lua, apropo de educația făcută la școală, copiii își pot lua și niște modele. Un anumit profesor, foarte empatic, foarte simpatic, carismatic, care predă o disciplină, o materie nu foarte plăcută elevilor, s-ar putea prin felul lui, prin caracter, prin atitudine, prin comportament, să placă atât de mult elevilor sau unor elevi, în așa fel încât ei să îndrăgească materia respectivă. Și istoria ultimelor decenii ne-a demonstrat că se poate întâmpla ca un profesor de matematică, neavând nicio treabă cu matematica, să fie atât de plăcut la oră încât cumva, sau să-mi explice matematica ca pe o poveste, în așa fel încât eu să prind cumva drag de ea. Cred că în primii ani de școală e foarte important la fiecare materie, la fiecare disciplină, ce fel de profesor avem. Deci, iată, profesorul ar putea fi în anumite situații și un soi de mentor pentru elev. Dar cred că cel mai important lucru rămâne până la urmă aceste provocări în comunitatea ale copiilor, subliniez interacțiunea socială. Da, sigur, la modul ideal, de fapt, da, meseria de profesor e o meserie vocațională. Acum nu putem să cerem ca toți profesorii să aibă și vocație, că nu e posibil, De nu. pedagog. E nevoie de foarte mulți profesori și e bine că îi avem și pe cei pe care îi avem, dar foarte multe studii de pedagogie și psihologie, chiar și filozofie, subliniază faptul că dacă un profesor nu-și iubește elevii, foarte greu le poate transmite informația. Deci e foarte important felul cum se raportează profesorul la elevii lui. Dacă îi privește cu dragoste și îi apreciază pentru ceea ce sunt, are mult mai multe șanse să le și transmită ceea ce predă materialului. Profesorii care sunt plictisiți și nu mai au chef sau nu au niciodată prea mult chef să predea, mai greu reușesc să transmită. Și părinții ar trebui să înțeleagă că e foarte dificil pentru un copil să învețe ce îi se predă, indiferent de felul cum îi se predă materia respectivă. Mai mult, sunt profesori și noi știm că am avut și noi pe vremuri destui, care au un stil de a preda foarte în forță, cumva, foarte autoritar. Și copiii, mă rog, psihicul, în momentul în care se simte amenințat, intră într-o anumită stare. Mă rog, sunt mai multe stări în care pot intra copiii când se simt în pericol. Și această stare, să zicem, starea de urgență, este o stare în care ești foarte puțin receptiv la lucruri noi. La fel și acasă, dacă copilul e terorizat de părinte care urlă că și-a pierdut răbdarea și îl face prost sau, mă rog, îl consideră prost pe copil. Deci dacă acasă copilul e terorizat, să zicem așa, exagerând poate un pic cu școala, el se va inhiba, adică sistemul nervos așa funcționează. Pur și simplu, în situații stresante se inhibă și chiar te comporți ca și cum ai fi mai puțin dotat intelectual decât ești, pentru că creierul în momentul ăla intră într-un mod de supraviețuire în care nu are treabă să mai învețe ceva nou. El vrea doar să-și păstreze funcțiile vitale și să dispară, fie să fugă
la propriu, fie să se retragă într-o lume interioară. Deci e foarte, foarte important să avem răbdare cu copiii noștri și să nu avem pretenții nerealiste de la rezultatele lor școlare. Modul de educație, tot vorbeam despre școli private sau chiar de sisteme de educație diferite de învățământul clasic tradițional. Mă gândesc că poate această, nu știu cum să o numesc, hai să-i zicem un soi de mică aversiune a copilului, a elevului față de școală, ține și de sistemul de educație specific, autohton, da? Cu niște influențe cu mult timp în urmă din zona franceză, apoi amestecate cu estul Europei din zona rusească, a Uniunii Sovietice și așa mai departe. Mă gândesc la niște sisteme de educație foarte performante, sisteme de învățământ din nordul Europei, mai ales la cel finlandez, care este considerat cel mai performant din Europa și oarecum aplicat și în anumite țări vestice, occidentale, faptul că acolo numărul de ore este mai, apropo de educație fără constrângeri, numărul de ore este mai mic, școala, profesorii merg pe ideea de a observa din punct de vedere psihologic, de a observa ce înclinații sau ce abilități pot fi dezvoltate la copilul respectiv. Nu știu, unul are pasiune pentru desen, de ce să-i încarc memoria cu limba, nu știu, natală, limba română, deși e evident că a învăța să scrii și să vorbești corect gramatical în orice limbă este fundamental. Dar poate n-am ales cel mai bun exemplu. Nu știu, de ce să învăț, dacă îmi place desenul, de ce să învăț istorie? Sau Okay. dacă iubesc geografia atât de mult, de ce s-ar insista pe ore de muzică, unde eu nu am niciun fel de veleități sau de aptitudini? Ori la noi le înveți pe toate, pentru că așa trebuie. Am înțeles punctul tău de vedere. Eu nu vreau să critic sistemul de educație de la noi. Eu aș pune mai mult accentul pe ce putem face în condițiile date. Sigur că sistemul finlandez este foarte diferit și probabil, adică sigur, ține cont de nevoile emoționale ale copiilor și ale profesorilor, pentru că și profesorii sunt instruiți într-un anumit fel, dar este o problemă în primul rând de costuri. Adică sistemul de învățământ de la noi e foarte ieftin, după cum știm, și întotdeauna educația are bugetul cel mai mic, an de an, cel puțin de când știm, sunt publice bugetele, știm asta. Deci, asta este situația, nu avem cum să umblăm la bugete și la felul cum sunt instruiți profesorii și felul cum sunt gândite programele școlare. În schimb, ceea ce putem face cu toții, ca părinți, este să ne preocupăm și să avem grijă de nevoile emoționale ale copiilor noștri. Pentru că un copil, dacă este securizat emoțional, dacă primește ceea ce are nevoie de acasă și din mediul lui, va tolera, va putea să treacă prin această școală, așa cum este ea, foarte mult criticată și din motive cât se poate de reale de multe ori, și să-și vadă de viața lui de un om tânăr adult și să-și găsească drumul. Deci nu, sigur că se poate și mult mai bine, nu zicem că nu, dar nu ne ajută dacă ne pierdem energia gândindu-ne ce bine este în alte părți, pentru că nu putem schimba ce se întâmplă la noi decât pas cu pas. Încă, de foarte multe ori, din păcate, părinții sunt solidari cu profesorii în ceea ce privește temele exagerate sau măsurile destul de abuzive pe care unii profesori le iau. Adică atâta timp cât noi ca părinți nu ne preocupăm de binele imediat din punct de vedere emoțional al copilului nostru, nu putem contribui la schimbarea sistemului de sus.
Eu nu cred că sistemul se poate schimba de sus. Este foarte complicat. Cei din Finlanda, din câte știu, au făcut o reformă radicală acum 30-40 de ani, au investit enorm de mult, au reconvertit întreaga masă de profesori cumva la acest nou stil. Plus că vorbim de o altă populație, cu un alt background emoțional, cu un alt fond, poate că și finlandezii nu le cunosc foarte bine istoria, nu știu dacă sunt așa greu încercați cum a fost poporul nostru. Adică la noi, cred că, bine, probabil sunt subiectivă din cauza formării mele, dar cred că dacă părinții s-ar ocupa de problemele lor, ar încerca să nu le transmită mai departe copiilor lor, tot ce ar ajuta copiii foarte mult să facă față inclusiv școlii, așa cum este ea. Și, repet, ideea lui Michael Thompson pe care am adoptat-o și eu, dacă la școală copilul își face un prieten bun, acel copil are o șansă mult mai bună să se dezvolte sănătos. Deci asta contează în primul și în primul rând. Să fie într-o clasă unde măcar unul dintre copii să aibă interese comune și să poată crea o relație cu copilul nostru. Restul trec repede. Materiile, programele școlare, schimbările, reformele la reformă trec, dar sănătatea emoțională rămâne. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre educație fără constrângeri, să ne eliberăm copiii de presiunea performanței, să-i ajutăm să obțină succesul la școală și în viață. O carte de Michael Thompson, colecția Parentaj, în campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. A fost alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut, instructor Our Parenting, care îi mulțumim foarte mult pentru prețioasele informații. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!